În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, am ajuns în duminica a treia a triobului, duminica lăsatului sec de carne. Am ascultat în această zi Evanghelia înfricoșatei judecăți. Este o profeție a Mântuitorului Iisus Hristos în legătură cu cele din urmă ale lumii acesteia și ale întregului univers. Cel care ne-a vorbit astăzi este însuși Dumnezeu, cuvântul care s-a făcut om, s-a făcut Fiul omului, El care este mielul lui Dumnezeu, dar și securea care stă la rădăcina copacului, El va fi, deci, dreptul și nemitarnicul judecător. Evanghelia ne spune că lumea aceasta are un sfârșit. Că omenirea are un sfârșit. Că universul se va fi sfârșit cândva. Dar acest sfârșit nu înseamnă o distrugere, ci o prefacere, o transfigurare a lumii. Va fi, spune Sfânta Scriptură, un cer nou și un pământ nou. Se va inaugura în mod deplin împărăția cerurilor. Este adevărat că veșnicia se împarte în două. Una numită viață veșnică în comuniune cu Dumnezeu, iar cealaltă o sândă veșnică în spațiul depărtării de Dumnezeu și apropierii de demoni. După ce am ascultat două evanghelii, cea a vameșului și a fariseului și a fiului risipitor, în care Dumnezeu ne-a vorbit despre bunătatea Lui, despre iertarea Lui, finalmente despre iubirea Lui față de oameni, iată că astăzi ne descoperă că același Dumnezeu este și drept. Nu spunem noi atunci când suntem nedreptățiți, în mod clar, de către cineva există un Dumnezeu, atunci ne referim la dreptatea lui Dumnezeu. Și iată, ne descoperă Evanghelia de astăzi că Dumnezeu este și drept. Dar mai întâi s-a arătat ca miel, vă spuneam, ca miel smerit care ridică păcatul lumii. Așa cum l-a văzut, l-a prevăzut în Duhul Sfânt Ioan Botezătorul. Dar același Ioan Botezătorul a spus despre trimisul lui Dumnezeu, despre Mesia, despre Hristos, că El are în mâini securea. Și securea stă la rădăcina copacului și orice copac care nu aduce roadă bună, El îl taie pe acel copac și îl aruncă în foc. El are în mâini lopata, spunea Ioan Botezătorul, și precum un agricultor face și el, și anume grâul, îl pune în jirniță, iar pleava o aruncă în foc. Aflăm, iubiți credincioși, astăzi că Dumnezeu este și drept. Este adevărat că a primit rugăciunea vameșului și l-a îndreptat pe acesta
Este adevărat că a primit pocăința sinceră a fiului risipitor și l-a iertat mai mult. L-a primit în comuniunea sa ca fiu restaurat, înnoit. Dar în același timp, iată, aflăm astăzi că Dumnezeu este dreptate, este adevăr. Psalmistul David, în mulți psalmi, spune: mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Mila ta și judecata ta voi cânta ție, Doamne. Mila și adevărul iubește Domnul. La Dumnezeu mila și adevărul sunt una. La noi nu. Din păcate. Dar modelul este El. Noi ne recunoaștem căderea și credem că El ne poate îndrepta și pe noi ca pe vameși. Ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos despre noi oamenii, despre omenire în general și despre univers? Ce se va întâmpla cu noi? Adesea și noi ne întrebăm ce se va întâmpla cu omenirea aceasta, cu istoria, cu universul, dar mai întâi cu noi, cu fiecare în parte. Aflăm, iubiți credincioși, în Evanghelia de astăzi că lumea aceasta, la un moment dat, nimeni nu știe momentul, nici chiar Fiul omului, adică nici chiar Dumnezeu, Fiul ca om, nu știe, decât Tatăl știe când va fi acel moment, lumea aceasta se va sfârși. Și va fi inaugurată o altă lume. Dar vă spuneam că ea nu va fi distrusă, ci va fi prefăcută. Așa cum apostolii din pescari, oameni simpli, la cinzecime, au fost prefăcuți în apostoli, în oamenii ai Duhului Sfânt, în teologi mari, prin lucrarea Duhului Sfânt. Focul despre care vorbește Sfântul Apostol Petru, cel care a primit Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, focul despre care vorbește acest Apostol Petru, că prin el va veni sfârșitul lumii, este un foc duhovnicesc care va preface această lume, acest univers și pe fiecare om în parte. Va fi înfricoșătoare această lucrare. Evanghelia se numește a înfricoșatei judecăți. De ce? De ce este înfricoșătoare această judecată de la sfârșitul lumii? Este înfricoșată, iubiți credincioși, prin context, prin formă și prin conținut. Contextul sfârșitului lumii este unul cu adevărat înfricoșător. Mai întâi sunt semne în cer și pe pământ care pregătesc, anunță, vestesc sfârșitul lumii. Dar încă o dată momentul acela nu știe nimeni. Dar semnele sunt și le știm. Cele mai puternice semne sunt legate de venirea lui Antichrist. Un om al cărui tată nu se cunoaște, despre mama lui se spune că e o desfrânată și se știe că e din seminția lui Dan. El va fi un om ca noi, dar prin el va lucra diavolul cum n-a lucrat niciodată printr un om. Acest Antichrist va veni, cu el se vor lupta doi drepți ai Vechiului Testament, care se vor arăta, Ilie și Enoch, cei care n-au murit cu trupul. Aceștia vor fi uciși de către sluga lui Antichrist și trei zile vor zăcea cu trupurile pe pământ. Ilie și Enoch. Un semn puternic acesta. Venirea lui Antichrist. Un altul este legat de convertirea evreilor la creștinism, cu excepția celor din seminția lui Dan. Un alt semn puternic al sfârșitului lumii va fi legat
de tulburările din univers. Mi se spune că soarele se va întuneca, luna nu va mai avea lumină, stelele vor cădea, puterile cerurilor se vor clătina. Evanghelia după Matei. Un alt semn mare care deja se lucrează, iubirea multora se va răci. Credința va fi din ce în ce mai puțină în cei mulți. Se va restrânge în doar cei foarte puțini. Adevărata credință și adevărata viețuire creștină. Și atunci când va veni sfârșitul lumii, contextul va fi iarăși înfricoșător prin aceea că lumea aceasta va fi transformată, cum vă spuneam. Universul întreg și va avea loc învierea morților. Înainte de judecata de apoi, toți morții vor învia. Toate sufletele care sunt acum în rai sau în iad, cei care atunci trăiesc se vor preface și ei într-o secundă. Cu toții vom recăpăta trupurile și le vom prezenta înaintea dreptului judecător care va veni din nou Iisus de data aceasta, dar va veni pe norii cerului cu slavă și putere multă și înaintea lui Sfânta Cruce, semnul Fiului Omului. În loc de soare, care nu va mai fi, va fi Sfânta Cruce pe cer, pe noul cer. Ca înainte mergătoare a Fiului Omului, dreptul judecător. Ni se spune în Evanghelie că Dumnezeu Tatăl nu judecă pe nimeni. Toată judecata a dat-o Fiului. Și iată-L pe Fiul, de data aceasta venind, nu smerit, născându-se într-o peșteră și trăind ca un sărac și murind ca un sclav, ca un tâlhar, va veni de data aceasta în slav, cu slavă și putere multă, pe norii cerului, noului cer. Și El se va așeza pe tronul de judecată. Dar vă spuneam, este înfricoșător acest moment, prin aceea că toate acestea se petrec, practic, deodată, la glasul Îngerului sau Arhanghelului și într-o trâmbiță lui Dumnezeu. Trâmbițele acestea ale Îngerilor vor fi înfricoșătoare. Și odată cu această trâmbiță, totul se va preface. Și dintr-o dată, dreptul judecător, Iisus Hristos pe tronul de judecată. Și El ni se spune că va veni, se va așeza pe acest tron și va judeca lumea. Va judeca persoanele și va judeca neamurile. Contextul este înfricoșător. Dar forma judecății este înfricoșată. Și anume, judecata va fi una universală și va fi una solemnă. Vedeți dumneavoastră, atunci când noi murim, există o judecată pe care Biserica o numește particulară. La 40 de zile după moartea noastră, a fiecăruia, fiecare dintre cei adormiți se prezintă la 40 de zile, după tradiția Bisericii, în fața Judecătorului Suprem. Judecata particulară îl va rândui pe acela fie în rai, fie în iad. Dar această judecată este una discretă oarecum, una oricum parțială, incompletă, pentru că omul se judecă numai cu ce a făcut până a murit, nu și cu consecințele faptelor sale de după moartea lui, pe de o parte, și se judecă doar sufletul. Trupul este mormânt. Este incompletă această judecată și este împrovizorat. Rânduit omul în rai sau iad. Această judecată particulară este foarte importantă pentru noi. Ieri, spre exemplu, în Sâmbăta Morților, i-am pomenit pe toți cei care, din neamurile noastre sau nu,
au adormit în credință, în nădejdea învierii și a vieții veșnice. Dar nu s-au pregătit în special pentru aceea ne rugăm. Dar nu s-au pregătit cum trebuia. Și noi știm aceasta, cât știm. Ei bine, judecata universală, de aceea se și numește așa, este a tuturor oamenilor, în prezența tuturor îngerilor, în prezența celei mai mari slave a Mântuitorului, și este definitivă și irevocabilă. Evident, completă. Se judecă acum, la finalul vieții noastre, de după consecințele faptelor noastre, toată viața noastră, fiind noi suflet și trup. Că doar păcatele le-am făcut în trup. Și este firesc ca și trupul, care este unit cu sufletul, să participe la această judecată. De aceea este definitivă, pentru că judecătorul se pronunță pentru ultima dată în legătură cu noi. Cu fiecare, dar și cu toată lumea. Este înfricoșătoare, vă spuneam, și prin conținut această judecată universală, pentru că Hristos, dreptul judecător, ne descoperă o mare surpriză. În primul rând, ați observat că judecata nu este ca cea omenească. Adică nu este un judecător care să pună întrebări, nu este un procuror care să acuze și nu este un avocat care să ne apere. Precum se întâmplă într-un proces în lumea aceasta. Judecata va fi pronunțarea sentinței. Mântuitorul Iisus Hristos va zice unora pe care îi va așeza de-a dreapta sa: veniți binecuvântații părintelui meu și moșteniți împărăția cerurilor ce a pregătită vouă de la întemeierea lumii. Dumnezeu a pregătit împărăția cerurilor, a făcut raiul și l-a chemat pe om la comuniunea din împărăția cerurilor. Și iată că această împărăție, pregătită de la început, este acum inaugurată de plin de cei care sunt numiți de către Hristos binecuvântați. Și argumentează dreptul judecător de ce aceia vor merge în împărăția cerului. Și criteriul de judecată ne va surprinde. Nu este unul maximal, precum în Evanghelii, spre exemplu, nu vom fi judecați după criteriul iubirii vrăjmașului. Nu vom fi judecați după criteriul dacă am postit sau n-am postit mult, sau aspru. Sau dacă am făcut metanii multe sau puține. Dacă ne-am rugat mai mult sau mai puțin. Criteriul de judecată va fi mila și omenia. Minimal. Dar surpriza e alta. Și a criteriului, că pare unul minimal, dar și a faptului că mila pe care noi am manifestat-o față de ceilalți oameni, spre cei aflați în dificultate sau la limită, este față de Hristos însuși. Noi suntem foarte orgolioși, să o recunoaștem. Dacă cineva face milă cu noi, la un moment dat, ne simțim umiliți. Iată că Hristos se identifică cu toți cei care sunt în suferință. Și argumentează. După ce spune veniți și moșteniți, argumentează. Pentru că flămând am fost eu, Hristos, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Am fost însetat și mi-ați dat să beau. Am fost străin, călător străin, și m-ați primit la voi în casă. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și m-ați cercetat. Am fost în temniță și ați venit la mine. Și vor protesta drepții.
De fapt, binecuvântații, Doamne, când te-am văzut noi pe Tine în asemenea ipostaze, în asemenea situații, și ați auzit, pentru că ați făcut uneia dintre aceștia mici, adică dintre oamenii care aveau nevoie de ajutorul vostru, mi-ați făcut mie. Se identifică Hristos cu fiecare om bolnav, în temniță, străin, sărac, flămând, însetat. Asta e marea surpriză, pentru că noi în lumea aceasta trebuie să recunoaștem că nu identificăm pe Hristos în fiecare om pe care îl întâlnim pe cărarea vieții noastre și care are nevoie de ajutorul nostru. Avem alte lucruri mai importante de făcut, urgențele noastre ne împiedică să ne aplecăm asupra unui om aflat în dificultate. Se va ocupa altul. Sau eventual îi aruncăm un bănuț așa ca să scăpăm de conștiința noastră. Nu ca să-l ajutăm neapărat pe el. Adică facem uneori pomană sau milostenie. Dar trebuie să o spun apăsat, milostenia sau pomana nu înseamnă să dai pe degeaba. Niciodată. Milostenia sau pomana înseamnă să dai în numele Lui Iisus Hristos, care, iată, ne descoperă că suferă împreună cu Cel care suferă. Un mare filozof francez, Paul Claudel, a spus la un moment dat cuvinte atât de creștine, atât de profund creștine. Hristos, spune acest filozof, nu a venit în lume ca să suprime suferința, nici măcar ca să o explice, ci a venit ca să îmbrace El suferința și să se apropie de fiecare om aflat în suferință, să-l ajute să o poarte. Și Pascal, marele fizician și matematician, a spus la fel. Sfântul Maxim Mărturisitorul, marele teolog, spune că, vedeți dumneavoastră, Hristos s-a înviat și s-a înălțat la ceruri. Da, cu trupul. Dar El n-a părăsit crucea, ci a integrat-o. Adică în Hristos cel înviat se văd semnele crucii. Și înălțat odată cu trupul la cer, El nu se desparte de oameni. Asta e marea surpriză. Ci este prezent aici, pe pământ, în fiecare om care suferă. Și care are nevoie de ajutorul semenilor care sunt mai sănătoși decât El, mai bogați decât El, etc. Criteriul, vă spuneam că este unul minimal. Sfântul Ioan Gură de Aur ne atrage atenția și ne spune: vedeți, fraților, că Hristos nu vă cere să-L vindecați pe cel bolnav sau să-L eliberați pe cel din temniță sau să-L faceți bogat pe cel sărac. Nu! Vă cere să aduceți o vorbă bună, o prezență milostivă și răbdătoare la căpătuiul unui om care suferă într-un spital sau acasă la el, să-i dați un prânz, să ridicați o rugăciune la Dumnezeu pentru el. Însăși prezența lângă un om care suferă este o milostenie, o milostenie concretă. Acolo suferă și Hristos. El suferă până la sfârșitul lumii acesteia cu fiecare om care suferă. Aceasta e marea taină, aceasta e marea descoperire, aceasta este surpriza formidabilă de la sfârșitul lumii. Că vom vedea pe fiecare om pe care l-am întâlnit în viață și pe care puteam să-l ajutăm, întru care era Hristos și noi am trecut pe alături. Aveam altceva mai important pentru noi de făcut. Hristos rămâne în continuare sărac, bolnav, în temniță, neîmbrăcat, gol, flămând. Aceasta e surpriza totală. Căci El va descoperi: flămând am fost și mi-ați dat sau nu mi-ați dat să mănânc. Pentru că, vedeți, celor de-a stânga le va spune blestemaților: plecați de la mine, duceți-vă de la mine, blestemaților. Opusul binecuvântării este blestemul. Nu-i blesteamă Dumnezeu aici.
îi numește pe cei care sunt prin viața lor și faptele lor blestemați. Însăși faptele lor, viața lor, alegerile lor i-au pus în situația de blestemați. Îi numește cu numele care li se potrivește. Dacă unul îi spui bolnav, nu înseamnă că îl jignești. Constați că omul e bolnav. Da? Astăzi e o discriminare dacă spui despre cineva că e negru. Dar cum să spui? Dacă el e negru? Dacă te duci în Africa, toți vor spune, ăla alb. Dar în Europa, acum și în America, dacă spui ăla negru, s-ar putea să ai mari probleme. Dar cum să-i spui altfel? Așa îi spune și Hristos celui care e de-a stânga sa. Blestematule! Vedem aici, iubiți credincioși, că Dumnezeu nu împarte pe oameni în buni și răi, în drepți și nedrepți, ci în binecuvântați și blestemați. De ce? Pentru că Hristos n-a adus o morală pe pământ, ci a adus o viață, viața veșnică, care este binecuvântarea prezenței și lucrării lui Dumnezeu în inima omului. Când spui despre ceva că e bun sau rău, te referi la o morală, la o convenție etică, la ce vreți, dar nu la o lucrare spirituală, duhovnicească, profundă. De aceea, Mântuitorul numește pe unii binecuvântați și pe alții blestemați. Îi numește cu starea în care ei sunt în acel moment. Ei bine, iată ce înseamnă judecata universală. Înseamnă reflectarea realității în lumina adevărului divin. Fiecare dintre noi nu va mai putea ascunde nici gândurile, nici amintirile, absolut nimic, pentru că totul va fi foarte transparent. Spune Sfântul Grigorie de Nisa, se va restaura raiul și mai mult decât atât. În sensul că în rai omul era extrem de ușor cu trupul, dar era imponderabil aproape, da? Și foarte, foarte transparent. Această transparență și această imponderabilitate a materiei, a universului întreg și a fiecărui om în parte, va fi restaurată. Fiecare dintre noi, în lumea aceasta, se ascunde în spatele trupului. Trupul acesta ne ajută, în ghilimele, să ne ascundem. Să ne ascundem chiar de Dumnezeu, credem noi. Să ne ascundem de conștiința noastră care e în noi. Să ne ascundem de ceilalți. Avem trupul acesta care este opac, nu transparent, prin care putem să devenim fățarnici, cu mai multe fețe. Vă reamintesc comuniștii de dinainte de 89, pentru că sunt comuniști de după 89, n-am crescut-o și o trăim. Cei de înainte de 89 căutau pe cei care i-au arestau în pușcăriile celebre de la Pitești, Aiud, Gherla, căutau să-i demaște. Procedura se numea demascare și se urma prin aceasta reeducarea. Fiecare deținut politic trebuia să spună și gândurile. Mai crezi în Dumnezeu, banditule? Și acela dacă spunea, cred, urmau torturi. Te mai rogi lui Dumnezeu? Da, torturi. Deci până acolo s-a mers cu reeducarea. Acum, după 89, s-a întâmplat un lucru pe care nimeni cred că nu l-a prevăzut, și anume noul comunism, așa numitul neomarxism, care lucrează astăzi în America și de acolo în Europa, a venit și la noi, îi vedem, îi simțim prezența nocivă, unii, alții nu o simt. Ce a venit? Cu ce a venit? Cu altceva. Și anume, omul s-a prea mascat acum. Adică are multe fețe. Imaginea contează. Uitați-vă. Peste tot imagine. Cultul imaginii. Iar acest neomarxism, care are ca instrument politica corectă, vine foarte diferit de celălalt ca metode. Acela era criminal, evident. Era violent și criminal. Demascarea așa se putea produce. Acum apare un alt soi de mascare sau
se încearcă chiar demascare de tip com, dar altfel, fiecare dintre noi este supus unui proces foarte perfid de durată, prin care își pierde identitatea și sensul existențial. Îmi scria de ună zi o doamnă profesoară de religie, copiii acum după un an de școală online, au venit cu niște întrebări pe care niciodată nu le-au adresat. Întrebări despre satanism, unii dintre ei exprimându-și intenția să cunoască mișcarea satanistă, alții despre abort, femeie stăpână pe trupul ei, deci poate să facă abort, este liberă, de ce să o împiedicăm noi, biserica, să facă așa ceva, este justificat din punctul lor de vedere, copii de generală și de liceu, care, sărmanii, vedeți, prin aceste instrumente tehnologice, care chipurile te-ar duce la un fel de înălțare a personalității tale, de fapt, te înstrăinează de valorile profunde, te străinează de tine însuți, da? Îți pierzi identitatea, încât unii pun iarăși întrebări legate de homosexualitate, în mod deschis, copii de generală. Și sărmanii profesori de religie, cu o oră de religie pe săptămână, n-au nici timp, n-au nici metodă, nu se întâlnesc către față cu copiii, și îmi spunea mai grav. Părinte, simt că părinții lor, de fapt, îi pun să pună aceste întrebări. Nu neapărat copiii, că sigur, și copiii, poate la liceu, vin cu întrebările lor. Dar mai ales părinții acestor copii. Vedeți cum ne-am înstrăinat, altfel decât în comunismul de dinainte de 89, de adevărata fire, da? De adevărata credință. Prin urmare, judecata particulară și apoi cea universală trebuie să fie și ea va fi și ea va da jos toate măștile. Da? Și îi va ajuta pe oameni să se cunoască. N-au vrut să se cunoască aici. Deși puteau să o facă, s-au mințit pe ei înșiși, au preferat comoditatea, au preferat minciuna pentru o viață comodă, au preferat lumea aceasta și nu împărăția cerurilor, și atunci vor vedea că au ales greșit, dar va fi târziu. Mult prea târziu. Pentru cei care sunt acum în iad, biserica încă se roagă. Dar pentru cei care vor fi rânduiți de-a stânga Mântuitorului, la o sânda veșnică, nu se va mai putea face absolut nimic. Vă spuneam că judecata este definitivă. Vedem că viața noastră nu se sfârșește nici prin moartea biologică, nici prin sfârșitul lumii. Ea continuă. Dacă lucrurile pentru unii păreau că se simplifică prin moarte, iată că s-ar putea să se amplifice și să se complice prin moarte. Prin moartea biologică, și iată că la sfârșitul lumii, așa cum spunem în crez, când așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie, avem cu toții să ne confruntăm cu această judecată de apoi sau universală. Fiecare om care are credință în Hristos crede în această profeție și ia în serios viața lui aici pe pământ. Face ce ar trebui să facă. Să fie un om cu omenie, să aibă grijă de fiecare om cu care se întâlnește, pentru că, iată, am aflat astăzi, dacă acela e în suferință, Hristos însuși este prezent tainic în acel om, și să facă milă cu el. Acesta va fi criteriul unic, esențial și definitiv al judecății de apoi. În final, o meditație făcută de Sfântul Isaac Siru. Spune Sfântul Isaac Siru: fraților, viața noastră e ca o carte. Scriem în ea, în lumea aceasta, că trăim pe pământ, fraze mai lungi sau mai scurte, cu greșeli gramaticale, cu greșeli de sens. Dar mai putem să revenim, să ștergem, să rectificăm, să corectăm, să ne îndreptăm, să îmbunătățim stilul. Cât timp trăim, putem să lucrăm la cartea vieții noastre. Când cartea s-a închis și apare pecetea pusă, și aceasta înseamnă moartea, moartea noastră, nu a lumii, moartea noastră,
nu mai putem interveni în mod direct să corectăm ceva din acea carte. Ea se va deschide la sfârșitul vieții noastre și vom citi, aceasta e judecata, vom citi cum am trăit și cine suntem. Nu vom putea niciodată protesta, cum se întâmplă cu judecata din lumea aceasta, cu apelul, cu, da, cu, știu și eu, apelul la apel și așa mai departe, să contești decizia. Pentru că judecata o să o vedem foarte transparent. Practic, ne vom citi pe noi înșine așa cum am fost. Și aceasta va fi judecata. Nu va fi una exterioară, ci va fi una interioară. Înfricoșată, pentru că vă spuneam, vom fi judecați înaintea tuturor oamenilor și înaintea tuturor îngerilor și toate gândurile noastre, toate cuvintele noastre, toate faptele noastre vor fi la vedere. Gândiți-vă dacă s-ar întâmpla încă din lumea aceasta, măcar în parte, așa ca un, măcar o secvență de judecată, cam cum ar fi. Și eu vă spun că se întâmplă. Pentru cei care iau în serios viața lor, se întâmplă în scaunul de spovedanie. Acolo vine omul și spune: Părinte, eu nu sunt cel care par. Eu nu sunt cel care cred eu că sunt, ci eu sunt acesta. Mi-a descoperit Dumnezeu și îi mulțumesc. Începe să spună ceea ce știe el despre viața lui, evident, partea negativă, dar și năzuințele sale pozitive. Și acolo are loc un fel de judecată. Judecată milostivă, cum numește Părintele Arsenie Boca. Preotul acolo e un martor și un îndrumător. Hristos te dezleagă, El te iartă, El te întărește să nu mai faci. Iată, de vreme ce ai venit la doctor, atrage atenția preotul, să nu te întorci nevindecat, pentru că sunt oameni care vin și la spovedanie și acolo mint. Și acolo, de fapt, nu sunt sinceri. Și acolo se îndreptățesc. Și acolo îi acuză pe alții. Și acolo, până și acolo, dau vina pe alții pentru ce li s-a întâmplat. Se mai poate numi o astfel de mărturisire, judecată milostivă și iertare de după, sau mai curând o întâlnire de tip psihologic în care vrei să te echilibrezi cumva și cineva exterior să te îndreptățească și el, da, sărmanul de tine, cât ai îndurat, cât ai răbdat, ce nenorocit e soțul tău sau soția ta sau ceilalți care te-au pus la aceste situații, etc., etc. Dacă nu luăm în serios viața noastră aici pe pământ, dincolo va fi prea târziu. Îmi spunea un tânăr de ună zi, care a avut un prieten, de fapt îl are, că prietenul la 20 de ani a sfârșit printr-o moarte năprasnică, printr-un accident de circulație și că ce mai poate să facă pentru el. Și i-am spus ce poate să facă el pentru el. Dar i-am adăugat cel mai mare ajutor pe care puteai să-l faci pentru el era ca să-l aduci, dacă tu erai credincios, mai puternic, la spovedanie înainte ca el să sfârșească. De aceea Mântuitorul spune: privegheați și vă rugați că nu știți ziua aceea. Tot timpul poate fi pentru noi sfârșitul, la noapte, până să ajungem diseară. Poate să fie peste un an, poate să fie peste doi. Nu știm. Și e bine oare că nu știm? E bine. Că trăim nefiind obsedați de moarte, trăim liberi și tot timpul suntem îmboldiți să fim treși, să priveghem, să fim atenți. Da? Și mereu să lucrăm în spațiul acesta al libertății, mântuirea. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, vedeți ce ne descoperă astăzi. Că El, cât va fi universul și omenirea, este în continuare smerit. Da? Dar smerenia Lui, care este spațiul libertății noastre, va fi însoțită la sfârșitul lumii de dreptatea Lui, care este frumusețea dreptei judecător, dreptei judecăți de la sfârșitul lumii. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ne pregătim cu sfârșit creștinesc
pentru judecata particulară, care contează cel mai mult pentru noi, și apoi să rugăm pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul să mijlocească ca puternici mijlocitori înaintea tronului de judecată al Preasfintei Treimi și al dreptului judecător Fiul Omului, Mântuitorul Iisus Hristos, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru ca să ajungem și noi să fim cu cei de-a dreapta Lui în Împărăția Cerurilor, spre slava Lui și bucuria noastră. Amin. Într-un minut vă prezint o apariție editorială, eu aș numi-o rarisimă, în spațiul bisericii noastre, spațiu duhovnicesc, moral, al bisericii noastre, și anume apariția volumului Pilde vechi și Pilde noi. În fapt, sunt trei volume. Pe cel care l-am eu acum în mână și îl vedeți, se numește volumul 1 și cuprinde pilde sau povestioare, parabole, selectate, îmbunătățite, corectate și tâlcuite pe alocuri de Preasfințitul Sebastian. În prefața acestui volum, Pilde vechi și Pilde noi, care se poate citi de către oricine, de către orice credincios, și nu neapărat la rând. Știți, când citești o carte, trebuie să o iei la rând. Aici poți să te duci oriunde și citești o pildă. Spre exemplu, dacă deschid la întâmplare, poți să iau o pildă sau o poezie despre bunătate, despre adevăr, despre iertare, despre secularism, despre diavol. Da? Unul care nu credea că există diavol și a trăit să-l vadă. Preasfințitul Sebastian, în cuvântul înainte, spune că aceste pilde istorioare și reflecții sunt comori nebănuite ale literaturii noastre teologice și morale, care se pot întâlni în zeci de cărți, cărțulii sau cărticele, broșuri, dar cele mai multe din ele sunt epuizate, eventual sunt pe internet, dar alandala, nu adunate într-un loc și cu un scop. Aceste volume 3, deocamdată au apărut doar două, volumul 1 și volumul al 2-lea, se pot cumpăra deja cu un preț foarte rezonabil. Cartea are 500 de pagini, 520 ceva de pagini. O avem și noi la Pangar, dar se găsește și la magazinul bisericesc al Episcopiei. Vă recomand cu foarte multă, să spun, căldură, pentru că dacă nu mai avem astăzi timp să citim mult, măcar puțin, și puțin să ne și placă, să fie pe înțelesul nostru, să fie exemplificat, nu teoretizat prea mult. Aici sunt exemple și contraexemple, sunt învățături pe care le puteți folosi pentru dumneavoastră sau puteți, într-o dispută cu alții, să argumentați credința dumneavoastră prin aceste pilde, nu prin explicații, nu prin demonstrații, nu prin știu și eu ce filozofie, teorie, ci prin aceste povestioare extrase din viața reală. Cele mai multe sunt extrase din viața reală direct, unele sunt, sigur, parabole, adică povestioare, cum și Mântuitorul proceda, extrase din viața reală, dar îmbunătățite cu un scop anume, rostite, știu eu, dar fiecare se va putea folosi. Puteți, de asemenea, eu o să iau mai multe, să le dau cadou, pentru că prețul este, repet, foarte mic, foarte mic, 20 de lei. Să vedem, până la urmă, la cât l-ați stabilit aici la noi? La 23. La 23 de lei, ca să vă spun și prețul. Adică o carte de 500 ceva de pagini, da? 23 de lei. Poți să o iei și pentru tine, să o dai și altuia. E o carte care se poate citi de oricine, și bătrân, și tânăr, și copil chiar, da? Pentru profesorii de religie, Preasfințitul le-a făcut cadou tuturor, da?
cei care vor să o ia sau n-au bani să vină să mă contacteze pe mine și să o primească cadou, că vor să o citească și o să le dau eu cadou. Dar ceea ce mă interesează este râvna pentru a cunoaște și a mărturisi cât mai bine dreapta credință. Este un instrument pentru aceasta. Pilde vechi și pilde noi. Preasfințitul Sebastian a muncit în tot anul trecut, în special în timpul epidemiei. Ne-am și consultat aici colo pe anumite pilde și eu i-am trimis câteva. Și acum, la final, după ce au apărut primele două volume, ne-am bucurat enorm că le-am putut scoate și la un preț mic, accesibil tuturor, zic eu, și puteți, încă o dată, să o luați și pentru dumneavoastră și pentru cei dragi. O să apară și volumul 3, undeva de Paști, sperăm. Pe coperta aceasta, spre exemplu, din primul volum, apare întrebarea pe care poate v-a spus-o sau a pus-o și alții, cine l-a făcut pe Dumnezeu? Da? Și vă dă răspunsul aici, într-o povestioară care indirect, o să vedeți ce simplu și pe înțelesul unui școlar se află cine l-a făcut pe Dumnezeu. Sigur că întrebarea este greșit pusă. Că pe Dumnezeu nu l-a făcut cineva, dar oamenii și-o pun, mai ales copiii. Mamă, pe tine te-a făcut mama ta, pe mine m-ai făcut tu. Dar pe Dumnezeu de care noi vorbim, cine l-a făcut? Vor să afle. Și multe alte întrebări, poate nerostite, unii n-au nici curaj să le rostească, aici își găsesc răspunsul. Am intrat în post, după cum ați auzit, de mâine nu mai mâncăm carne două luni. Dar vă atrag atenția, carne de om. În primul rând. Da? Adică nu mai vorbim de rău pe celălalt, nu mai judecăm, nu mai osândim. Nu suntem noi judecători. Am aflat astăzi cine e judecătorul. Da? Nemitarnic. Adică, ce înseamnă nemitarnic? Știți? Adică nu pretinde și nu primește mită. Nemitarnic. Ați auzit? Nemitarnic nu pretinde și nu primește mită. Cum primesc? Unii judecători, unii doctori, unii profesori, etc. El nu. Și atunci, a nu mânca carne, asta înseamnă să nu judești pe nimeni, să nu osândești pe nimeni, să-ți vezi păcatele tale, să-ți vezi bârna din ochiul tău și apoi vei vedea foarte discret o pensetă duhovnicească să scoți și paiul din ochiul fratelui tău. Scoate fățarnice mai întâi bârna din ochiul tău. Asta e îndemnul. Lăsatul sec de carne, se înțelege că nu vom mânca, mă rog, produse din carne. Asta e pe locul 2. Pentru că sunt oameni care nu pot să nu mănânce carne. Sunt bolnavi, au boli foarte grele. Sunt medici care ne spun, dacă nu mănânci o bucățică de... Deci ești foarte anemic. Trebuie să... Și atunci primește dezlegare de la duhovnici și chiar vor mânca. De altfel se dezleagă la pește. Prin urmare, nu mâncarea aceasta este esențială, deși e importantă. Cei sănătoși nu vor mai mânca carne de niciun fel până la Paști. Carne de pește, vă spuneam, este doar o excepție, o dezlegare. Dar carne de... Știu, de animal, etc., nu se mai mănâncă, da? Nu că ar fi păcat să mănânci carne. Ați auzit în Apostolul de astăzi ce s-a spus? Mâncați tot ceea ce se vinde în măcelărie. Sfântul Apostol Pavel. Nu-i păcat să mănânci carne. Dar vă spuneam, înfrânarea și de la acest produs pentru trup, dar în primul rând înfrânarea de la a mânca carne de om prin a-l osândi, a-l vorbi de rău, a-l minți, a-l turna, a-l vinde, știu și eu, a-l vorbi de rău, a-l gândi de rău, a dori să te răzbun pe el, a nu-i mulțumi când te ajută, a fi invidios pe el, a fi gelos pe el, asta e mereu. Să ne luptăm și cu una și cu alta, să-L rugăm pe Dumnezeu să dea puterea aceasta, să punem început bun vieții noastre. Amin.